Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristian Ivaneș. Țineți minte, probabil, cu ceva vreme în urmă se discuta despre succesorul domnului Jens Stoltenberg, asta în calitatea lui de secretar general NATO. Și la acel moment dat se zvonea că probabil numele lui Klaus Iohannis ar circula pe undeva. Sigur, mulți atunci ne-am îndoit, unii ne-am îngrozit. Fapt este că deja se discută despre succesorul sau succesoarea domnului Stoltenberg, dar nu asta este tema neapărat a emisiunii de astăzi, ci gânduri despre cum pleacă din mandatul său domnul Iohannis. Nu este o emisiune exhaustivă, să ne înțelegem. Este o tentativă de a comenta niște lucruri, nici măcar pe departe, toate sau majoritatea lucrurilor pe care omul acesta le-a făcut sau mai degrabă nu le-a făcut. Și pun acest lucru în acest context al discuțiilor despre succesorul domnului Stoltenberg sau succesoarea, pentru că dânsul își termină mandatul spre sfârșitul acestui an. Și deja sunt tot felul de nume care se vehiculează, de la Mark Rutte, premierul olandez, la doamna Kaja Kallas, primul ministru din Estonia, la ministrul apărării Ben Wallace de la Londra, de exemplu. Apoi se mai vehiculează numele șefei guvernului lituanian sau al președintei slovace, doamna Zsuzsanna Caputova, sau chiar a Ursulei von der Leyen. Din nefericire, și aici se infiltrează nebunia corectitudinii politice și sunt diverse voci care spun este timpul să avem o femeie secretar general. Ce să vă mai zic când aud asemenea inepții? În loc să auzi că este timpul ca succesorul sau succesoarea, ființa umană care îi va succeda domnului Stoltenberg, să fie la fel de vrednic sau vrednică, să fie o persoană competentă. A? Cum ar fi fost? N-ar fi fost suficient? De ce trebuie neapărat să fie bărbat? Sau neapărat să fie femeie? Sau neapărat să fie de o anume orientare, de un anume fel? De ce nu e suficient să fii om? Dar nu asta este tema. Asta este numai, din nou, nebunia corectitudinii politice care va duce Occidentul la pierzanie, dacă va continua încă multă vreme de aici încolo. Și despre asta am discutat anul trecut. Și m-am tot gândit, să știți, în nopțile mele de nesomn, despre cum va ieși domnul Iohannis la capătul acestui ultim mandat al său și ce va ajunge să facă, domnule. Oare se va întoarce la Sibiu, unde ține blocată o catedră de fizică la liceul acela de 20 de ani și nimeni n-are voie să o ocupe pentru că e adânsul lui, una din aberațiile posibile în sistemul de învățământ românesc? Miramaș. Și atunci, dacă mă mir eu așa, am trecut în revistă câteva lucruri care atât de tare m-au deranjat, pe cât de mare mi-a fost speranța în competiția cu Victor Ponta de atunci. Țineți minte, Klaus, scapă-ne de Maus. Da, ne-a scăpat de Maus. Asta înseamnă că am rezolvat foarte multe lucruri scăpând de el. Sigur, nu l-am avut președinte. Ăsta categoric este un lucru fundamental pozitiv. Nu are rost să insist ce-ar fi însemnat să fie Victor Ponta președintele României, că mă umflă râsul. Și nu e de râs. Bun. Dar nu asta este tema totuși, pentru că în mod normal tu nu alegi pe cineva ca să nu câștige altcineva, ci ca să
ai niște lucruri care să se întâmple. Și ce s-a întâmplat, între altele? S-au întâmplat o groază de lucruri. S-a întâmplat lipsa sa de empatie pentru oameni. S-a întâmplat câte nu s-au întâmplat, Doamne, în două mandate. S-a întâmplat chestiunea aceea groaznică cu Laura Codruța Kövesi. Și n-a avut niciun fel de remușcare să se opună. S-a întâmplat nebunia Dragnea și a fost odată sau de două ori în geaca aceea roșie în piață, în loc să vină zilnic și zilnic să fie după aceea la televiziunile normale și să apere statul de drept. Tăcere pe toată linia. Tăcerea a fost, dacă vreți, leitmotivul acestor două mandate. Tăcerea în momentele esențiale. Că nu degeaba lumea îi spune ficus. Ficusul tace. În momentele esențiale, când ar fi trebuit să fie vocal, să fie acolo, nu la schi, acolo unde l-am fi vrut. Să se bată pentru Laura Codruța Kövesi, de exemplu. Să se bată cu Tudorel. Nu. Să se bată cu Dragnea. Și să se bată ca PSD-ul să nu vină la guvernare pentru bunul nume. Asta era esența. De altminteri, domnia sa, probabil proaspăt venit de pe munte, cine știe, în 2019, atât de ironic, atât de ironic, că îți vine să urli. Și el declara în 2019 că un președinte de stat nu are timp liber, că timpul său liber este dedicat muncii și trudei pentru patrie, țară și popor. Asta n-am mai zis-o, cu patria, țară și popor. Își ia mapa cu el, ori pe unde merge, asta a zis-o. Și a mai zis o chestie. Protejează țara de pesediști. Citat din domn profesor de fizică. Dânsul ne proteja în 2019 de pesediști. Și atunci, nu poți să nu te întrebi, domnul ipotetic, nu va fi, slavă Domnului, dar ipotetic viitor secretar general NATO, și vom rămâne slavă Domnului doar cu ipoteza, cum ne proteja atât de abitir și de vârtos de pesediști, când tamandânsul a creat USL 2.0, aducând pesediștii la putere, când noi aveam o coaliție atât de europeană. S-a dus, s-a spart și vă spuneam într-o emisiune trecută, foarte recentă, că acest USL e de fapt X.0, fiindcă la cum stau lucrurile și au făcut băieții să stea lucrurile în frunte cu domnul Iohannis. Această coaliție împotriva naturii și împotriva interesului național al României, atât de evident, riscă să se eternizeze. Bineînțeles, domnul Iohannis n-are niciun fel de problemă cu domnul Ciucă, cu plagiatul dânsului, n-are nicio problemă cu domnul Bode, cu plagiatul dânsului, n-are nicio problemă cu toate chestiile astea. De fapt, n-are nicio problemă cu nimic. Auzim rar ceva de la dânsul, foarte rar. Nimeni nu știe, de fapt, dacă mai dă pe la serviciu. Are sens să vă mai spun diverse alte lucruri din trecut? Am o listă întreagă, dar cred că le știți și dumneavoastră. Gafe peste gafe. Dusul în Egipt când se murea de COVID în toamna aceea teribilă și izgonirea turiștilor de acolo să se poată poza cu piramidele. Sigur, astea par banalități și trivialități, nu sunt. Denotă caracterul unui om. Mersul la schi după ce au ars oamenii aceia la Matei Balș a doua zi.
Și totul a fost ok, invit românii să schieze. Inadecvările astea atât de multe. Dar nimic nu este atât de grav ca și încălcarea speranței și terfelirea ei. Asta este impardonabil. Pentru că românii și-au pus o speranță în acest om. În primul mandat, când ne-am spus cu toții, bă, e neamț, ăștia au reputație bună, sunt oameni onești, preciși, inflexibili atunci când e cazul, oricum ce aveam de ales? Ponta. Apoi ne-am cam lămurit, dar am fost puși din nou într-o situație înfiorătoare. Era Viorica Vasilica. Cum ar fi fost, pe care au votat-o milioane de români, atenție, cum ar fi fost să o avem pe VV, pe VV Dăncilă, președintă a României? Comparați-o doar, că tot e femeie, cu președinta Republicii Moldova. Și veți vedea două universuri fundamental diferite, care nu se întretaie nicăieri. Și ce să facem? Am votat ce a mai rămas. Ne-am ales cu PSD-ul la putere. Chestie pe care vă mărturisesc că eu nu mi-o imaginam la momentul acela. Sincer, nu mi-o imaginam. A fost cu putință, totuși, și cred că toată lumea a rămas cu gura căscată și cu un gust nu doar amar, ci teribil de amar, care nu se va șterge niciodată. Numele lui Klaus Iohannis va rămâne veșnic lipit de această coaliție împotriva naturii și împotriva României. Apoi, alte gafe ridicole. Eu nu pot kivano PSD. Țineți minte. Ce om cu judecată, mai ales dacă ești președintele unei țări care are un milion de maghiari în ea, ia în batjocoră limba aceasta a unei minorități, a celei mai mari minorități din țară. De ce ai face chestia aia? Pentru că PSD-ul era pe cale să vândă Ardealul ungurilor? Unde? La Debrecen, la Budapesta, pe internet? Asta era varianta acreditată de domn profesor Kappa Iohannis. PSD-iștii vând Ardealul? Atenție! Păi dacă PSD-iștii sunt atât de trădători și atât de dornici să bage Ardealul în buzunarul de la piept, așa cum ținea domn Ciolacu bancnotele alea multe de lei, țineți minte cum ieșau la un moment dat și se vedeau multele zerouri. Dacă PSD-iștii ăștia erau atât de antinaționali și de răi, de ce i-a adus domn profesor la putere? Taman dumneata! N-avem răspuns. Avem întrebări. Ce să facem? Ne gândim cu groază la o temă pe care am mai abordat-o aici, în fața dumneavoastră, de la acest microfon, la alegerile prezidențiale din vorba doamnei VV din 2024, care vin cu repeziciune. O pleiadă întreagă de alegeri vom avea în 2024. Inclusiv prezidențiale, omul acesta se va duce din peisaj, va dispărea și sunt foarte curios, nu cine va deveni președintele sau președinta României. Tema asta am abordat-o deja și este o temă tristă. Nu repetăm acum tezele principale de acolo. Sunt foarte curios ce va face acest om. Ce va face cu viața lui? Va preda fizică în continuare, va da meditații și din banii de meditații își va cumpăra alte case? Va deveni europarlamentar? Va vrea să se implice în politica românească, nu știu, să fie prim-ministru? Pe afară nu cred că îl vrea cineva, sincer vă spun. Uitați chestia cu NATO, nici vorbă. Să fie ce? Vreun ambasador în vreo țară, poate în Germania, poate în Austria? Știți, eu întotdeauna m-am gândit la dimensiunea umană a oricărei funcții.
pur și simplu. Dom'le, chiar nu-ți pasă. Ce va gândi posteritatea despre tine? Ce mare realizare are Klaus Iohannis? România educată, hai să o luăm pe asta. România educată este o stufoșenie de proiect, program, la care au lucrat, ni se spun, 64 de structuri din educație și aproape 13.000 de persoane. Peste 80 de evenimente au fost organizate, ni se zice oficial, sub egida proiectului. Sub egida, vă dați seama, sub egida. Numai că, dacă citiți chestia asta, o să vedeți că totul e la viitor. Toate proiectele sunt pentru 2030. Majoritatea acestor propuneri au termen de acest gen, anul 2030. Ce se speră până atunci? Reducerea abandonului școlar. Ok, ce se face pentru asta? Abandonul școlar român este o tragedie. Vă dați seama că 20% din copiii din mediul rural nu ajung decât maxim în clasa 8-a? Asta se întâmplă cu sub 5% din cei din urban. Pasă cuiva? Proiecte, mese rotunde, inițiative. Analfabetismul funcțional este ceva înfiorător. În 2018, de exemplu, bun, și asta se presupune că se va reduce la 20%. Și ce se face pentru asta? Te îngrozești ce citești, să știți, apropo de viitorul acestei țări. Totul se confirmă. 42% din elevii din România nu pot interpreta o informație și nu pot avea idei proprii. Aproape jumătate. Asta înseamnă că practic aproape jumătate din ei fac școală degeaba. Școala n-ar trebui să te învețe să memorezi. Școala ar trebui să te învețe să gândești. Să gândești critic, să-ți formezi idei și să știi să le articulezi. Înseamnă că România este un exemplu de eșec al școlii. În general, de toate gradele. 2030, avem termene, facem mese rotunde, programe, proiecte, concret, efectiv, pentru copiii ăștia. Cum spun italienii în traducere românească, fum fript. Nimic. Și atunci vă cer opinia și dumneavoastră în comentarii, oare de ce omul acesta a ales această cale? De ce a făcut toate chestiile astea și mai ales de ce n-a făcut ceea ce am fi așteptat noi să facă? Și am fi avut toate motivele din lume să ne așteptăm la anumite lucruri de la domnul președinte Klaus Iohannis. S-o fi săturat, nu i-o fi plăcând jobul, o fi vrând să plece, să-și ia lumea în cap. Nimeni nu știe. Dar cred că după încheierea mandatului, prima întrebare, dacă va mai vrea vreodată să dea interviuri, ar fi asta care ar trebui să îi se pună. Domnule președinte, de ce ați făcut astea, domnule? De ce? De ce ați fost absent? De ce ați lăsat să se întâmple nebuniile acelea sub Dragnea? De ce ați adus PSD-ul la putere când spuneați că vreți, că luptați zi și noapte cu sârg și o sârdie pentru a curăța țara de pesediști? De ce ați făcut toate astea? Sperând să obțineți ce? Aprecierea cui? A noastră? A celor care v-am votat? E adevărat, neavând alt pe cineva mai bun? A vestului? A cui? Sunt întrebări la care n-am răspuns. Vi le pun aici, dumneavoastră, în speranța că vom dezbate împreună în comentarii. Oare ce s-a întâmplat cu acest om? Pentru că știa bine ce speranțe uriașe se investiseră în domnia sa.
Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru faptul că vă abonați la acest canal de YouTube, vă mulțumesc pentru faptul că îl recomandați și altora spre abonare, mulțumesc că îl susțineți. Nu mă rămâne de făcut decât să vă spun că a fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și desigur să auzim numai de bine!